Înainte de a veni în fața cetățenilor pentru a cere din nou votul pentru a fi realeși, ne oferim noi să sintetizăm activitatea deputaților sugeveni din 2012 și până acum. Aflați amândoi la al treilea mandat, deputatul social-democrat Eugen Bejinariu concurează cu liberalul Dumitru Pardău la coada clasamentului activității parlamentare în actuala legislatură. Cu doar 7 luări de cuvânt în plen și 21 de inițiative legislative cosemnate, din care 8 devenite legi în cazul deputatului Bejinariu și respectiv 6 luări de cuvânt și 25 de inițiative legislative cosemnate, din care una singură a devenit lege în cazul lui Dumitru Pardău, cei doi au cea mai slabă activitate în Parlament dintre deputații suceveni. Activitate destul de redusă în Camera Deputaților a avut până acum și Gervazen Longher, ales la nivel național pentru a patra oară din partea minorităților. 12 luări de cuvânt și 14 proiecte semnate, din care 2 au devenit legi. La polul opus se află deputatul liberal Sanda Maria Ardeleanu, cu 103 luări de cuvânt în actualul mandat și cu 77 de inițiative legislative, din care 8 au devenit legi. O activitate la fel de amplă a avut până acum și deputatul social-democrat Ovidiu Iane, aflat doar la primul mandat. Ovidiu Iane a luat cuvântul în plen de 144 de ori în actuala legislatură, a cosemnat 52 de inițiative, din care 12 au devenit legi. La capitolul activitate redusă în Camera Deputaților în mandatul 2012 și până acum, sunt și social-democratul Eugen Uricek, aflat la al treilea mandat. Mai noul său coleg, proaspătul social-democrat Cezar Cioată, aflat la primul mandat, Radu Surugiu de la PNL, dar și Constantin Galan de la ALDE, amândoi la primul mandat. Cu un mandat de senator în spate, actualmente deputat, social-democratul Gavril Mârza nu a fost nici printre cei mai tăcuți, nici printre cei mai activi deputați. Asemeni colegului său Ioan Stan, care la al patrulea mandat, din 2012 și până acum, a avut 31 de luări de cuvânt și 63 de inițiative legislative semnate, din care 15 au devenit legi. Printre cei mai activi deputați suceveni în Parlament se află și liberalul Ioan Balan, cu 77 de luări de cuvânt și 43 de inițiative cosemnate, din care 6 au devenit legi. În actuala legislatură și la primul său mandat, liberalul Alexandru Băișanu a avut 73 de luări de cuvânt și 66 de inițiative cosemnate, din care 8 au devenit legi.